Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră, să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă, în căsuța mea cea mică? Se smiorcă ea gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta. A spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare, apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei. Cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzut grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Balonul. Într-o după-amiază de vară s-a iscat o furtună în pădure. Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, au urmărit-o de la fereastra căsuței cu buline. Furtuna era puternică, a îndoit copaci, a provocat stricăciuni căsuței, ploua cu găleata. Când în sfârșit ploaia s-a oprit, iar vântul a încetat, cei doi prieteni au pornit în recunoaștere. Ia privește, Buburuză, copacul ăsta a fost rupt de vânt, a spus Bobiță. Iar ploaia a distrus toate florile mele, a suspinat Buburuză. Bobiță, Buburuză, veniți repede, ajutor, cineva zace pe câmp. A venit fugind săltăreața, fetița lăcustă. Pe câmp chiar zăcea cineva rănit, o fetiță gâză. Vai, ce s-a întâmplat cu tine? Cum te cheamă? Cine ești tu? A întrebat speriată Buburuză. Mă cheamă Nelly, fetița gâză, locuiesc sus pe munte, dar uraganul m-a suflat și m-a lovit tare rău la cap. Mi-au slăbit aripioarele, nu mai pot să zbor, nu știu cum voi ajunge acasă, plângea Nelly. Au ridicat-o pe Nelly și au dus-o în casa verde a săltăreței. Nu te teme, te ajutăm noi să ajungi acasă, a spus Buburuză. Mai târziu au venit Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluture, și Vendel, băiatul rădașcă. Toți se gândeau cum ar putea să o ajute pe Nelly să ajungă înapoi pe deal. Un balon ar fi foarte bun, a spus Vendel. Dar din ce facem un balon? A întrebat Bobiță. Din pături, perne și cearșafuri, a propus Fulgușor. Din perdele și prosoape, a adăugat Vendel. S-au apucat de lucru. Au ajutat cu toții, au cusut materialele, au adunat toate păturile, perdelele, cearșafurile și prosoapele. I-a ajutat și Nelly. Încet, încet se însănătoșa, nu o mai durea nici capul. A durat câteva zile până când au terminat balonul. Am terminat! Mulțumesc! A spus fericită Nelly. Pornim spre vârful muntelui! Ura! Zburăm! A strigat fericit Bobiță. Asta da! E minunat! Vedem toată pădurea! Se minuna Buburuză. A început să se însereze. Când au ajuns pe munte, Nelly a strigat. Ura! Sunt acasă! Vă mulțumesc! Dacă doriți, rămâneți la mine până mâine. Chiar în noaptea asta vor apărea stele căzătoare. Rămânem cu plăcere! Au spus toți deodată. Nelly a servit prăjitură și ceai noilor săi prieteni. După cină s-au așezat în fața casei lui Nelly pe vârful muntelui. Au stat, au stat și au așteptat să vadă stelele căzătoare. Ura! O stea căzătoare! A strigat Bobiță entuziasmat. Am văzut și eu una! A aprobat Buburuză. Și eu! A spus Vendel. Când s-a făcut răcoare, au intrat în casă și de la geam s-au uitat mult timp la stelele căzătoare. Înainte de a dormi, toți și-au pus câte o dorință. Nelly și-a dorit să se mai întâlnească și altă dată cu noii săi prieteni. Fetița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pălăria Ciupercii. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Vendel și Biluță se plimbau prin pădure într-o zi de toamnă. Brusc s-a auzit un plâns. Se aude din spatele tufișului, șopti Bobiță îngrijorat.
O ciupercă mică plângea în spatele tufișului. Îi lipsea pălăria de pe cap. Cine ți-a luat pălăria? O întrebă timidă Buburuză. Nu știu, când m-am trezit nu mai era pe cap. Se smiorgăi ciuperca. Nu-ți face griji, te vom ajuta noi. Îți căutăm altă pălărie, spuse Bobiță. Cu toții au dat o fugă până acasă și în scurt timp fiecare s-a întors cu câte ceva de pus pe cap. Ți-am adus pălării noi, i-au zis prietenii. Au probat pe rând pălăriile pe capul ciupercii. Mai întâi Buburuză i-a pus pe cap căciula ei pestriță, însă nu-i venea deloc bine. Apoi Fulgușor i-a oferit pălăria ei de vrăjitoare. Nu vreau să fiu vrăjitoare, spuse ciuperca furioasă. Apoi Biluță a scos șapca cu cozoroc, dar ciupercii îi era mică. A venit rândul lui Bobiță. Am adus chiar două pălării. Aceasta e pălăria mea de grădinar și ți-am adus și șapca mea de drăgușor. Pălăria de grădinar arăta hazliu pe capul ciupercii, dar ea nu s-a bucurat deloc. Nu-mi place, a constatat ea. Șapca de drăgușor a înfuriat-o rău. Nu, nu sunt drăgușor, se necăji ea și se înroși la față. Dar ciuperca a devenit cu adevărat morocănoasă atunci când Baltazar a scos oala pe care omul de zăpadă o purtase azi iarnă pe cap. Dar aceasta e o oală, nu port o oală pe cap, a strigat ciuperca. Nu e o oală oarecare, a fost pălăria omului nostru de zăpadă, a ripostat Baltazar. Într-un final, i-a venit rândul lui Wendel, băiatul rădașcă. I-a adus ciupercii un joben. Nici nu e rău, a murmăit ciuperca. Dar vă rog, căutați pălăria mea, pe ea aș dori să o port. Au început să caute pălăria pestrița a ciupercii. Chiar atunci zburau pe acolo cei trei pui de canar. Noi știm unde e pălăria ciupercii. Trei paraziți ai lemnului o foloseau drept barcă. I-am văzut, au ciripit ei. Veniți să mergem la pârâu, a strigat Buburuză. Paraziții lemnului se plimbau cântând cu barca, adică pălăria ciupercii. Dați-i înapoi ciupercii pălăria, le-a strigat Bobiță furios. Le-am promis prietenilor noștri purici că îi vom vizita. Avem nevoie de o barcă. Dar asta e o pălărie, nu o barcă. O vrem înapoi, e pălăria ciupercii, le-a răspuns Bobiță gata de luptă. Într-un final, paraziții lemnului i-au dat înapoi de voie de nevoie pălăria. Cum vom ajunge noi la purici? Se întrebau ei triști. Vă ducem noi și noi ne îndreptăm spre mica insulă, au ciripit cei trei canari. Ura! Vom zbura pe spinarea unor păsări, au zis paraziții lemnului. Dar mai întâi să-i ducem ciupercii pălăria, a spus Buburuză hotărâtă. Adică barca, au chicotit cei trei paraziți ai lemnului. Dar Bobiță se uita la ei atât de străpungător încât au încetat să mai râdă. Vă mulțumesc, le-a spus ciuperca fericită zâmbind cu satisfacție. Îmi vine de minune! Paraziții lemnului s-au suit pe spinarea celor trei păsărele. Drum bun, a strigat după ei ciuperca. Drum bun, le-au urat în cor Bobiță, Buburuză și ceilalți. Cu toții și-au luat rămas bun de la ciupercă și-au pornit înspre casă.